Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Al inspectoratul general de poliție. Astfel, astăzi, la data 05.08.2018, de către noi a fost lansat un dialog constructiv cu cetățenii în cadrul Aliei Siguranței, un concept al Inspectoratului General de Poliție, prin care a fost atins subiectul infracțiunii legate de articolul 192 și anume pungășie. Însuși a fost petrecut informarea cetățenilor cu privire la măsuri de securitate necesare pentru prevenirea victimizării, siguranța personală, protecția bunurilor materiale, pregătirea antiinfracțională a acestora, diminuarea fenomenului infracțional și sporirea sentimentului de siguranță în mediul comunității. Să fie ca o motivare fiecărui membru al comunității la implicarea și contribuirea la consolidarea siguranței în localitate. Astfel, la data de astăzi au fost informați cetățenii referitor la măsurile de prevenție, ceea ce este legat de articolul 192 pungășii. Ele, desigur, pe perioada de vară, spre exemplu, când persoana este îmbrăcată mai lejeră, așa dacă putem să vorbim, se manifestă mai mult, în perioada rece a anului, dar, încă o dată, cumva repetat, faptele date. Dacă dumneavoastră ați fiți prudenți, adică în aceleași locuri care unii oameni se îmbolzesc în automobile, înseamnă că ați puteți cumva să careva genuri de infracțiuni pe cineva are de aici, spre exemplu, dacă pe ulterior și viitor v-ar interesa un anumit gen de infracțiuni, spre exemplu, jafuri, tâlcării, furturi din locuință, pe cineva are vreun dorință, ceva aparte, spre exemplu.